Salutare tuturor, sunt Tark și astăzi o să facem niște exerciții cu matrici 2D și cu array-uri. Ok. Dacă nu ați fost la unul dintre workshop-urile trecute, o să vă rog să vă uitați pe blog și să le puteți downloada de acolo, puteți să vă uitați peste ele și astăzi o să ne ocupăm în special de exerciții și data viitoare o să ne ocupăm tot de exerciții pentru că doresc să insistăm un pic asupra exercițiilor, să prindem și să înțelegem cât mai bine noțiunile pe care le-am prezentat până acum. Ok, păi să-i dăm bătaie. Astăzi o să vă arăt cum creăm mai multe așa numite clase ca să putem să punem fiecare problemă într-o clasă diferită, ca să nu ne confruntăm cu tot felul de probleme și cod pe care trebuie să-l comentăm și așa mai departe. Ce înseamnă momentan o clasă nu contează foarte mult, dar în principiu o să vedeți cum facem. Deci, în momentul în care ne facem un proiect nou, file, IntelliJ IDEA, new project, selectăm de aici Java, o să-i dăm un nume, de exemplu, test. Nu o să-l creez de tot ca și proiect, dar vă arăt cum se creează. New, next. Și dacă dau finish, o să-mi creez efectiv proiectul. Dar nu o să fac asta. Și în principiu obținem o structură de directoare exact ca și aici. Da? Deci un numele pe care l-ați dat acolo. La mine se numește 5 Beginning Development Workshop. Și folderul de SRC care așa albastru. Da? Dacă dăm click dreapta pe el, avem New Java Class. Ok, o să las că să-i dăm un nume și o să punem aici problema. Problema 1. Așa. Dacă încercați să puneți un spațiu, o să vedeți că nu putem. Și atunci o să-i dăm cu problema 1. Ok, o să scriu aici sus un Java doc ca să fie o explicație pentru ceea ce înseamnă problema 1. Da. First. Ok. După care o să scriem la fel cum ziceam și în restul workshop-urilor, nu contează exact așa de mult ce înseamnă asta. Ce urmează să scriu acum, dar toate clasele din Java pe care le rulăm independent o să trăiască să o aibă. O să explic cu altă ocazie, când o să înțelegem un pic mai multe despre Java, dar în principiu e o chestie pe care o scriem și o să o tot repetăm. Public static void main. Așa, string, array, arguments. Ok. Bun, și aici, în momentul în care eu îmi pornesc programul, ăsta o să fie entry point în program și asta o să fie bucata de cod care se execută tot timpul. Bun. Mi-am creat problema 1, dar nu prea pot să rulez. Da? Deci dacă mă duc aici sus, am o săgetuță în jos, dau click pe ea, edit configuration, nu am niciun configuration momentan activ și ca să-mi creez un new configuration apăs pe plusul ăsta. O să-mi creez un application. Bun, o să-i dau un nume. O să fie problema 1. Ok, vedeți aici main class, adică ce o să se ruleze. Dacă dau acolo pe alea 3 puncte, pot să-mi selectez clasa mea pe care tocmai am creat-o mai înainte. Ok, apply. Ok, s-a creat aici. Dacă îi dau run, cum o să vedeți că program finished with exit code 0, asta înseamnă că s-a terminat corect, nu au apărut niciun fel de erori și ca să testăm că totul merge foarte bine, o să afișăm ceva. Print line. Diferența dintre system.out print, adică așa, .print, tot am folosit-o, dar nu am explicat niciodată diferența, așa că hai să o explic acum. Așa, deci print, dacă încerc să printez ceva, de exemplu, first row, și după care am selectat linia și am pus Ctrl D ca să-mi creez una exact la fel. Ok, deci afișez first row și afișez aici second row. Ok, după care să vedem aceeași chestie scrisă însă cu print line, nu cu print, print line, ok, și să rulez programul. După cum vedeți, prima linie conține first row urmat de second row,
imediat, da? Deci print-ul îmi scrie textul pe care l-am pus eu acolo și nu pune un rând nou, da? Deci scrie textul pe care l-am pus și imediat după aia pune și următorul text. Asta face system.out.print. După care am lăsat un print line. Print line-ul ăsta îmi mută cursorul pe următoarea linie și după care se afișează first row, după care se mută cursorul pe următoarea linie și se afișează second row. Da? Deci asta e diferența între system.out.print și system.out.println. Ok, deci programul nostru merge, afișează ce trebuie. Ok, și acum să vedem prima problemă. În arhiva pe care o să o găsiți pe blog, apare un folder în director exercises, în care este un exercises.txt. Și o să luăm problemele astea și o să le rezolvăm. Bun, să vedem ce trebuie să facem aici. Scrieți un program care determină dacă două matrici au sau nu liniile de același index de lungimi diferite. Așa, hai să vedem. Deci matricea 1, numele doar orientativ. Ok, deci pentru linia 0, lungimea e 3. Pentru a doua matrice, linia 0, lungimea tot 3, deci până acum bine. A doua, adică linia de pe index 1, 4 elemente, 4 elemente, 2, 2. Da, deci rezultatul e true. Ok, și acum să vedem și una. Asta are 4 pe prima, 4 elemente pe a doua, 4 elemente pe a treia, dar aici nu. Așa, deci rezultatul o să fie fals. Bun. Deci, cum facem problema asta? Păi, în primul rând, o să trebuiască să ne declarăm matricile. Da? Deci, după cum am văzut în exemplu, sunt sunt matrici care au numere. Da? Deci o să fie int. Bo, int matrix. Adică o să fie tipul element, o să fie int. Ok? Deci, o să-mi declar matricea mea. O să zic matrix 1 sau first matrix, o să zic. First matrix, care o să fie, o declarăm de, nu e specificat câte elemente, dar în principiu hai să o facem de 3 linii și 4 coloane. Oh, 3 linii și 4 coloane. Ok. Ok. După care o să mai declar încă una, tot la fel. Deci dacă mă poziționez cu cursorul aici, așa, pe Ctrl D, o să-mi creeze una tot, o linie exact la fel. Și la asta să zic second. Bun. Ok. După cum vedeți aici, interiorul ne face tot felul de de sugestii. Când dăm click pe el, are are tot felul de sugestii. Mai ales cu chestia asta. Nu e și corectează numele dacă l-am scris greșit. Deci, de exemplu, dacă scriem second cu 2 de C, o să vedeți că avem aici typo, adică am scris ceva greșit, și atunci o să ne sugereze, o să ne sugereze nume corecte din punct de vedere gramatical. Păi, e o chestie destul de interesantă. La fel am scris și aici. Și îmi scrie, îmi sugerează că ai grijă că nu ai scris cuvântul ăsta chiar corect. Bun. Bun, deci am declarat matricile. Acum o să le și inițiez cu elemente. Bun. Hai să punem exact elementele de aici. Ok. Bun. Deci o să mergem first matrix de 0, 0. O să ia valoarea 1. Deci 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Asta a fost prima linie. Asta o să fie a doua linie.
să fie a treia linie. Ok? Deci aici o să fie prima linie, adică a doua linie. Și aici o să fie a treia linie. Adică cu indexul 2. Ok. Și o să punem 2, 3, 4, 5. Deci 2, 3, 4, 5. Și pe următoarea sunt 5 și 6. Bun, deci asta a fost. Ok? După care o să-mi inițializez a doua matrice. Bun. Ca să nu aștept să-mi apară chestia asta, bineînțeles, asta nu l-am scris corect. După să dau click dreapta pe el, spelling change to așa. Bun, și atunci o să avem second matrix de 0. 0, să ia valoarea. Ce valoare avea asta? 3. Ok. 3. Deci o să fie prima linie. După care a doua linie. Și a treia linie. Asta o să fie așa. Și a treia linie. Ok, mi se pare că ăsta are 4 elemente pe doua linie. Da. Ok. Și atunci avem 0, o să fie prima linie. Deci 0, 1, 2, astea sunt coloanele, pe care să fie a doua linie, cu coloanele, așa, și a treia linie, așa. Bun, și 3, 2, 3, să le duc aici, să le văd mai bine, 2, 3, 4, 2, și 6, 5. Ok. Șterg linia asta că nu mai am nevoie de ele. Ok. Și asta a fost a doua matrice. Bun. Și problema noastră trebuie să verifice dacă două matrici au sau nu de lungimi de aceeași index de lungimi diferite. Bun. Ok. Păi, cum facem asta? O să parcurgem, în principiu, ambele matrici deodată, ca să vedem cum facem și chestia asta. Și o să vedem dacă au sau nu lungimi diferite. Bun. Pentru a verifica dacă au sau nu lungime diferite, în principiu, o să avem nevoie de o variabilă booleană care să ne zică dacă matrice au sau nu toate liniile de aceeași lungime. Deci o să-mi iau un... just to verify, just to check that all the rows have the same length. Ok? Bun, o să zic boolean ok, adică matricile sunt ok, so have the same length. I said to have the same. O să zicem matrix are ok. Și inițial o să presupunem că nu, că sunt ok. Ok? Bun, dacă am descoperit la un moment dat că matricile nu au lungime de nu au aceeași lungime, atunci bineînțeles o să asta să ia valoarea false. Ok. Acum o să parcurgem matricile. Ținând cont că am zis că o să fie 3-4-3-4, putem să ne luăm un prim for care merge... O să ne luăm un step index, row index, care să pornească de la 0, să meargă până la 2, adică mai mic decât 3. Și row index, la fiecare pas o să crească cu 1. După care o să avem column index, care o să meargă de la 0, să fie mai mic decât 4, pentru că au 4 coloane. Column index plus plus. Bun. Deci, făcând asta,
Putem să parcurgem matricile pe linii și pe coloane, începând de la primul element, adică așa, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Bun. Ce probleme putem avea aici? Păi, în principiu, s-ar putea ca liniile să nu aibă totuși aceeași lungime. Și atunci trebuie să verificăm tot timpul dacă elementul nostru există, adică pe poziția aia există în ambele matrici. Bun. Și atunci, o să verificăm. Dacă exist in both metrics the element at position row cap index, o să facem așa, row index column index. Adică verificăm, parcurgem matricea de la 0, 0 la maxim și verificăm dacă elementul ăsta există în matrice, da? Bun. Și acum o să vedem dacă first matrix de row index ok, dacă deși de column index ok, aici ar putea să avem o mică problemă, după cum am inițiat matricile. Pentru că pozițiile unde nu se găsesc elemente, ar trebui să le inițializăm cu un element neutru. Momentan o să fie 0. Dar o să inițializăm la început matricile cu minus 1 pe toate pozițiile, ca să putem să determinăm dacă am pus sau nu ceva acolo. Da? Momentan toate elementele de aici sunt pozitive, deci nu o să folosim elemente negative. Așa că o să inițializăm matricile așa, on all positions. Bun, și atunci row index să meargă de la 0, row index să meargă până la 3. Așa. Column index să meargă de la 0 până la 4. Așa. Așa. Și pe fiecare dintre cele două matrici, adică first matrix de row index și column index, o să ia valoarea minus 1. Și la fel o să se întâmple și cu second matrix. Ok. Bun, și acum matricile noastre sunt inițializate cu minus 1 pe toate pozițiile. Pe pozițiile care, care dorim să punem elementul, să punem valorile. Ok? Și atunci verificăm dacă în prima matrice avem... Bun, dacă pe row index și column index îi diferit, valoarea lui e diferită de minus 1, adică dacă mai avem element, așa, și o să folosim operatorul și aici, asta este și, adică să două and-uri, da? Deci dacă prima condiție e îndeplinită și dacă a doua condiție e îndeplinită, a doua condiție să fie second matrix de row index, column index, e diferită de minus 1. Ok. Bun. Dacă ce se întâmplă când astea două sunt îndeplinite, că dacă astea două sunt îndeplinite, înseamnă că momentan metrics are ok, e true, ar trebui să fie true. Bun. Dacă nu, deci o să punem aici so far
Metrics are ok. We continue. Ok. Else. Dacă nu e așa, adică dacă una dintre condițiile alea nu a fost îndeplinite, adică da, problema se pune așa. Dacă prima matrice are un element, are momentan elementul diferit de minus 1 și a doua matrice are diferit de minus 1, înseamnă că are un element acolo. Da? Dacă nu se întâmplă chestia asta, înseamnă că înseamnă că una dintre ele nu e ok. Deci s-ar putea să n-aibă un element acolo. Bun. Atunci, matrix are ok. Ia valoarea falsă. Bun. Ok. Hai să vedem cum funcționează chestiile astea, deoarece s-ar putea să fie destul de greu de înțeles condiția asta și s-ar putea să fie incompletă. O să punem un breakpoint aici și punem aplicația în debug mode. Să vedem ce se întâmplă. Bun. Așa că ne uităm aici. Bun. Deci o să avem first matrix de row index și column index. Aici o să-mi adaug un watch pe chestia asta. Momentan e 1. Da? Deci primul element e 1. Și second matrix de row index și column index o să fie 3. Adică, da, cum ziceam, pe prima poziție o să fie 1, pe a doua poziție o să fie 3. Bun. Și verific condiția asta. Deci o copiez și o trag aici. Momentan e true. Da? Pentru că 1 diferit de minus 1, 3 diferit de minus 3. Ok, mergem mai departe. 2, 2. Condiția în continuare îndeplinită. 3, 3 e îndeplinită. Și avem totuși minus 1, minus 1 și condiția e falsă. Bun, la asta vreau să ajung. De ce? Pentru că aici, de fapt, dacă vă amintiți când am inițiat matricea, am inițiat-o pe toată cu minus 1. Deci matricele noastre arată așa. Acum. Aici o să fie minus 1. Aici o să fie minus 1. Minus 1. Da? Deci așa arată matricele noastre. Iar în momentul în care aplicația noastră a ajuns aici. Da? O să am false. De ce? Pentru că amândouă sunt minus 1. Da? Bun. E important ca matricele să aibă elemente de să aibă liniile de același index de lungimi diferite, înseamnă că numărul coloanelor trebuie să difere. Da? Înseamnă că, la un moment dat, column de index, adică first matrix de row index, column index, să fie diferit de 1 și celălalt să fie diferit de minus 1 și celălalt să fie minus 1. Ok, așa că, în continuare, o să trească să mai adaug o restrângere mai tare, o mai puternică condiția astea. Deci, momentan, dacă sunt minus diferite de minus 1 și second matrix e diferit de minus 1, sau deci, astea două linii așa, verticale, înseamnă sau, deci dacă condiția asta e îndeplinită, sau amândouă sunt minus 1. Ok. Adică sau first matrix de row index e egal cu minus 1, dar și a doua matrice are tot aceeași problemă. Adică am nimerit pe o linie unde nu avem, nu avem elemente. Hai să vedem acum, aici mă lipsește paranteză. Să vedem acum asta cum... True. Deci asta e adevărată. Bun, mai rulăm o dată ca să vedem și schimbările. Ok, deci important e ca să avem ca matricea să nu fie ok. E ca de exemplu în al doilea exemplu de aici. Ăsta are 6,5, deci aici o să fie minus 1 și una dintre astea trebuie să nu fie minus 1. Ok? Bun. O să luăm condiția asta și o să o verificăm la fiecare pas. Pentru primul exemplu pe care l-avem acum ar trebui să fie ok. Pentru pasul ăsta a fost ok. E ok. E ok. Row index e 2, 0. Deci suntem pe a doua linie. Ok. Aici am ajuns. Matrix are ok. True. Deci o să afișăm system.out.println
să avem. Plus. Ok. Și acum să rulăm proiectul, să vedem exact cum funcționează problema. O să mă închid aici close steps. Așa. The result is true. Adică matricile sunt ok. Dar hai să vedem dacă din matricea 2 scotem ultimele două poziții, adică din matricea 2 de... Hai să punem al doilea exemplu. Da? Deci 1, 2, 3, 4. Deci pe prima linie o să fie 1, 2, 3, 4. Deci aici mai trebuie. Așa. Ok. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok. 6, 5, 7, 8. Deci aici o să mai avem 2, 2 și 2, 3. 6, 5. 6, 5, 7, 8. 6, 5, 7, 8. Ok, și a doua matrice o să înțelegem cu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Și aici o să avem 4. Ok, deci asta a fost prima linie. După care ne ducem pe a doua linie și o să avem 2, 3, 4, 5. E... 2, 3, 4, 5. E ok. Și pe ultima linie 6, 5. Acum programul nostru ar trebui să dea false. Da. De ce dă false? Hai să vedem. Punem un breakpoint aici. Deci o să avem first matrix de row index 1, second matrix de row index 1. Ok. 2, 3, deci amândouă sunt diferite de 1, de minus 1. Ok. Bun, și am ajuns aici. 7, adică una are un element, una nu are niciun element acolo. Și acum, condiția noastră, minune, ar trebui să ne returneze false. Ne returnează, bineînțeles, false. Matrix are ok. Și rezultatul este, bineînțeles, false. Ok. Bun. Deci, prima problemă, am terminat-o, pare ok. Bun, mai este o chestie aici. După cum ați văzut, în momentul în care condiția asta nu a fost îndeplinită, matrix are ok, supus false, pe care flow-ul a continuat până la sfârșit. Există o instrucțiune, se numește break, care în momentul în care este apelată, întrerupe cursul unui flow. Da? Deci aici, în cazul ăsta, am putea o folosi, dar o să vedem asta într-un alt curs. Deci să știți aici, dacă scriu break, asta o să-mi întrerupă flow. Și atunci nu mai are sens să verific mai în continuare pe linia aia, că, bineînțeles, nu o să mai fie valid. Bun. Deci asta a fost problema 1. Ok. Acum o să ne creăm o altă clasă, care se numească problema 2. Deci am click dreapta, new Java class. Problema 2. Ok? Bun. O să ne creăm public static void main. Ok. Bun. Și acum, dacă o să încercăm să vedem aici, dar dacă vedeți aici sus, configuration este tot pentru problema 1, deci o să ne mai creăm un application configuration la care o să zicem problema 2. Ok? Main class-ul pentru problema 2 o să fie problema 2, bineînțeles. Blind. Ok. Iar dacă o rulez pe asta, nu ar trebui să am nimic afișat. Da, n-am nimic afișat. Putem să închidem problema 1, o să trecem la problema 2. Bun. Să vedem problema a doua. Scrieți un program în care se dă o matrice de 4 linii și 4 coloane. Aici ar trebui să se creează un array cu elementele în ordine inversă, parcurgând matricea de la ultimul element la primul, pe linii și coloane, și se afișează acel array. Ok, deci primim o matrice. Din ea, pe ea trebuie să parcurgem, să obținem un array și... trebuie să-l afișăm.
Bun. Cum obținem area? Dacă ne uităm aici, 1, 2, 3, 4, asta e matricea. Și trebuie să o parcurgem în ordine inversă, parcurgând matricea de la ultimul element la primul, adică de la 1 ăsta la 1 ăsta. Da? Pe linii și coloane, adică o să mergem așa, ăsta, 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 după care aici, ăsta, 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 după care aici, așa, până când ajungem la primul. Ok? Bun. Așa că, în prima fază, o să ne inițiem, o să ne declarăm matricea. O să fie de integer, bineînțeles. Așa. Așa, o să aibă 4 linii, 4 coloane, o să fie matrice pătratică. Ok. Așa, o să avem... O să și inițializăm. Să ducem aici să fie mai ușor. Așa. Bun. Txt 0. Opa. 0. 0. O să ia valoarea 1. Ok. De... Deci mergem pentru prima linie acum. Da? 2, 3. După care o să facem pentru a doua linie. Ok. Deci 1 pe prima poziție. 2. 3, 4. Acum coborăm pe a doua linie, să avem tot 4 elemente. Dar să schimba linia. Și coloanele o să fie așa. Și ca și elemente, 5, 6, 7, 8. Ok. Opa, am făcut mai multe. Ok. Am coborât pe linia a doua, a treia. Adică indexul 2. 0, 1, 2, 3. Ok, aici o să fie 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. Bun. Și mai avem... Ok. Pe a treia, adică pe ultima. Ok. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Ok. Ok, am inițializat matricea exact ca și în exercițiu. Acum o să ne declarăm un array. Bun, câte să fie tot de int, o să se numească elements array. Bun, și acum, important e care o să fie lungimea maximă a array-ului, adică câte elemente o să aibă array-ul. Păi, ținând cont că trebuie să conțină toate elementele din matrice, o să aibă pentru 4 linii și 4 coloane, exact 16 elemente. Ok? Bun. Deci o să pornească de la 0 până la 15. Ok. Și acum o să trebuie să parcurgem matricea în ordine inversă. Bun. Ce înseamnă să parcurgem în ordine inversă? Înseamnă că o să trebuie să pornim de la... row index 4, column index 4 și o să trebuiască să scădem din column index până în momentul în care ajunge la 0. Bun. Asta înseamnă că o să scriem niște foruri invers. Bun. Deci o să mergem cu un row index care pornește de la 4. Da? Sau, mai bine zis, pornește de la 3, pentru că vedem că ăsta e 3 și merge până la 0. Row index. Ca să mă parcurgă forul mai departe, row indexul trebuie să fie mai mare decât 0. Mai mare sau egal decât 0, că trebuie să fie inclusiv 0. Și row index o să scadă la fiecare pas. Bun, iar pentru fiecare row index o să avem un for pentru column index. Care să punească tot așa de la 3. Column index să fie mai mare egal cu 0 și column index să scadă la fiecare pas. Ok. Bun. Și acum. O să trebuiască ca de fiecare dată când găsim un element să-l punem în array. Deci o să trebuiască să incrementăm de fiecare dată când vrem să adăugăm un element și poziția curentă în array-ul nostru, deci o să ne declarăm încă o variabilă la care să zicem element array index, care în prima fază o să fie pe poziția 0, iar de fiecare dată când adăugăm un nou element, o să crească. Ok? Bun.
Suntem aici, suntem pe ultima poziție. Ultima poziție trebuie să o adăugăm în element array-ul nostru. Deci în element array. Așa. Pe poziția element array index, adică chiar pe prima poziție, pe 0, o să trebuiască să punem valoarea din matrice. De row index, column index. Așa. Bun. Să vedem acum cum funcționează chestia așa. După care trebuie să trecem la următorul element din index. Bun, hai să vedem cum funcționează chestia asta în practică. Ok. Bun. Deci, suntem aici. Avem element array index 0. După cum vedeți așa. Îl trag aici în dreapta ca să-l vedem mai bine. După care... row indexul e 3-3, adică suntem pe poziția 3-3 în matrice. Pe poziția asta elementul e 1 și o să vedem acum element array, ce se întâmplă cu el. Da? Deci, momentan element array are pe toate pozițiile 0, după cum puteți să vedeți aici. Hai să vedem ce se întâmplă. Deci, element array de 0 o să primească valoarea 1, adică a primit valoarea din matrice, după care mergem în matricea noastră, deci avem ultimul element 1, după care o să fie 0. Da? Deci, am pus un 0 aici, deși era un 0. După care următorul tot 0, următorul tot 0. Am terminat ultima linie, am scăzut atât row indexul cât și column indexul. Ok. După care avem 7 următorul, deci am parcursul până în capăt. După care începem de aici. Da? 7. Care se pune pe poziția asta. Deci, avem exact ca și aici, 1, 0, 0, 0, 7. Ok. Punem și următoarele elemente. Bun, iar la sfârșit trebuie să afișăm array-ul cu forma asta. Ok, deci la sfârșit o să trească să afișăm array-ul. Deci o să facem un system.out.print în care o să punem textul, rezultatul este și vrem ca să afișăm toate elementele după, deci nu o să folosim println, o să folosim print ca cursorul nostru să rămână pe aceeași linie, după care mergem și parcurgem int array index care pornește de la 0, parcurgem array-ul nostru, adică element array. Array index, care o să fie pasul nostru de loop, trebuie să fie mai mic decât element array. Mai mic sau egal, adică pornim de la 0 și mergem până la câte sunt. Element array index. Element array index. Bă, asta l-am tot crescut până când am ajuns mai mic. Până când am ajuns la o anumită valoare. Ok. Și la fiecare pas, reindexul nostru o să crească cu una. Bun. Și acum trebuie să facem system.out.print. Aici o să afișăm element array, adică din array-ul nostru, de pe poziția reindex, adică inițial 0, după care 1, după care 2 și așa mai departe. După care o să afișăm un spațiu, pentru că așa se cere în problemă, adică să se afișeze cu spațiu între elementele. Și afișăm așa. Bun, să vedem acum cum rulează proiectul. Da, deci. 1, 0, 0, până la 2, 1 la sfârșit. Perfect, e exact ceea ce trebuie. Și uite așa am parcurs matricea. Super! Problemă relativ simplă. Am parcursul invers, adică am luat row indexul, column indexul, le-am inițializat cu valoarea maximă și după care la fiecare pas le-am scăzut pentru a parcurge matricea în ordine inversă. Ok, să trecem mai departe la ultima problemă. Mai facem o singură problemă, problema 3, după care problema 4 o să rămână ca și temă. O să vă dau câteva hinturi când ajungem acolo, dar în principiu...
Cam asta este. Ok. Bun, să vedem problema. Totuși, te dau două matrici. Determinați dacă matricile conțin aceleași elemente. Matricile nu trebuie să aibă neapărat același număr de linii sau de coloane. Bun, hai să vedem totuși ce înseamnă chestia asta. Deci, matricea 1 are elementele 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Adică are 2 de 2, 2 de 3, 1, 4, 1, 1, 2 de 5 și 1, 6. Iar matricea 2 are 1, 1, 1, 2, 1, 3, încă un 2, deci 2 de 2, 2 de 3, 1, 4, 1, 5 și 1, 6. Deci cred că n-am numărat bine când am scris problema. Are un 1, are 2 de 2, 2 de 3, 1, 4, 2 de 5. Aici n-ar trebui să fie asta. Ok. Ca să fie corect. Da? Deci un 1, 2 de 2, 2 de 3, un 4, un 5, un 6. Un 1, 2 de 2, 2 de 3, un 4, un 5, un 6. Bun, acum este corect. Bun. Rezultatul true și rezultatul false e când asta conține altceva. Bun. Deci îți dau două matrici și trebuie să determinăm dacă conțin aceleași elemente. Bun. Cum facem asta? Păi, în principiu, în prima fază ne creăm un nou Java class, în care o să zicem problema 3. Ok. Bun, o să scriem celebra chestie public static void main. Ok. Argument. Ok. Bun. Aici ne creăm un... o să închid. Deci dacă la run dăm click și close all tabs și în debug close all tabs ca să nu mai rămână... Rămân niște... Programele noastre rămân în așteptare, da? Și atunci ca să nu mai rămână în așteptare, că nu mai lucrăm cu ele, bineînțeles, le închidem. Ok. Îmi creez o nouă configuration pentru problema 3. Și să avem problema 3. Ca și main class, o să setăm chestia care am creat-o nouă acum, problema 3. Ok. O să rulăm și n-ar trebui să avem nimic. Nicio problemă, bineînțeles. Process finish with exit code 0, ceea ce înseamnă că programul s-a terminat cu succes, fără erori. Bun. Așa. Și acum să ne întoarcem la problema, la oile noastre, la matricile noastre. Bun. Deci avem nevoie de două matrici. În prima fază le declarăm. Ok, să avem așa, deci o matrice, first. O să zicem first, momentan. New int. Și decât să o facem, nu prea specificat. Șase, deci are șase. Hai să facem de 6 pe... O să facem de 6 pe 6. Așa, să fie pătratică. 6 pe 6. Ok, după care second o să fie la fel. Bun. După care o să inițializăm matricile, ținând cont că trebuie să verificăm dacă au același număr de elemente. Adică dacă au aceleași elemente. O să inițializăm cu minus 1 pe toate elementele care nu ne interesează și dorim să le ignorăm. Așa. Inițializăm cu minus 1 fiecare poziție din matrici, pentru că s-ar putea să fie probleme în care să se numere numărul de zerouri. Da? Și atunci ca să evităm chestia asta, inițializăm cu minus 1 matricile și alea nu le numărăm deloc. Deci prima matrice topa int column row index cu 0, row index merge până la 5, adică 6 poziții, row index crește la fiecare pas cu 1, după care column index merge de la 0, column index merge până la 5, adică 6 poziții și ăsta.
Column index plus plus, ok, crește la fiecare pas și el și first de row index și column index o să ia valoarea minus 1. Ok, același lucru o să facem și pentru second matrix, ținând cont că sunt matrici de dimensiuni egale, adică tot de row index și column index o să dăm valori minus 1. Așa. Și cu un singur bloc de două foruri am inițializat ambele matrice cu valorile minus 1. Bun. Acum putem să ne gândim puțin la problemă, să vedem cum putem să o abordăm într-un mod cât mai simplu și mai inteligent. Păi, dacă ne uităm așa la matrici, vedem acolo că o să trească să le parcurgem. Și pentru toate elementele care nu sunt minus 1, o să trebuiască cumva să numărăm câte dintre ele sunt. Ok? Bun. Și acum, putem fie să parcurgem pentru fiecare element din prima matrice, adică pentru 1, și să numărăm de câte ori apare în a doua matrice, însă lucrurile o să stea foarte bine. Cer scuze, pentru că s-ar putea să mai găsim un 1 în matricea noastră. Și atunci, o să trebuiască să ne găsim o metodă prin care pentru fiecare matrice să numărăm exact numărul de elemente pe care le are. Bineînțeles, toate elementele din problema noastră o să fie pozitive. Și atunci trebuie să găsesc o modalitate prin care să număr, de exemplu, câți de 1 sunt, câți de 2 sunt, câți de 3 sunt și așa mai departe. Matricea poate să fie mai mare de atâta și atunci o să ne trebuiască pentru fiecare matrice un array care să conțină de câte ori se repetă în matricea noastră un anumit index. Da? Bun. Deci, de exemplu, o să ne luăm un array, să zicem first array, ok, și acum să vedem de câte elemente. Păi, este o întrebare foarte bună, de câte elemente? Păi, în principiu, ar trebui să vedem care este cel mai mare element din matrice, ca să știm câte elemente avem. Și atunci, trebuie să găsim cel mai mare element din matrice și de la el, de la 0 și până la el, o să avem un range de index pe care de fiecare dată când avem un element, o să-l creștem. Ce înseamnă chestia asta? Dacă ne uităm la prima matrice, cel mai mare element din matrice este 6. Adică o să trească să avem un array care primește ca și... adică este inițializat pe 6 poziții. Da? 7 poziții. Adică 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poziții până așa. Și pe ultima poziție o să aibă un 1, adică am găsit un singur 6. Da? Ok, o să vedem ce înseamnă asta mai încolo. Bineînțeles, problema asta poate fi rezolvată într-un mod mult mai simplu. În limbajele de programare de nivel înalt există niște structuri de date care sunt capabile să poată fi folosite în mod și mai simplu, însă nu este cazul acum, nu le știm, nu le-am învățat încă, deci o să ne descurcăm exact cu ce avem. Ok, deci atunci o să caut search for maximum in both maximum elements in both matrix. Ok, adică căutăm pentru fiecare matrice niște maxime, deci o să ne luăm două variabile, first maximum, care să aibă valoarea 0, bineînțeles, second maximum, care să aibă 0. Bun. După care,
Nu avem matricile, nu au valori, deci bun. Și acum o să le dăm valori matricilor noastre. Deci în matricea 1 o să avem așa. Opa. Și o să avem pe first de 0 0, o să ia valoarea 1. Așa, asta o să fie prima linie. După care asta o să fie a doua linie. Asta o să fie a treia. Bun, deci pe 0, pe linia 0, pe linia 1 și pe linia 2. Pe linia 0 o să avem pe prima poziție 1, pe a doua poziție 2 și 3, pe poziția a treia. Ok. Pe linia 2, pe prima poziție o să avem 2, 3, 4, 5 și aici o să avem un 6 pe 2, 0. Bun. Asta a fost inițializarea primei matrici. După care o să avem a doua matrice care o să pornească de la are doar două linii, adică 0 și 1. Așa. Pe prima să aibă doar două elemente, adică 0 și 1. Așa, și o să aibă valorile 1, 2. Așa, deci pe 0, 0 să aibă 1 și pe 0, 1 să aibă 2, după care o să urmeze a doua linie. Și așa. 1 așa, după care bun, și o să avem 3, 2, 3, 4, 5. Mai trebuie una. Ok. Bun. Deci avem matricile inițializate. Ok. Și acum. Bun. O să trească să le parcurgem ca să determinăm maximul din fiecare element. O să folosim maximul ăsta ca să știm cât de mare să facem fiecare array. Bun. Și atunci o să parcurgem matricile. Int row index. Ia valoarea 0. Row index mai mic decât 6. Row index plus plus, adică așa. Column index 0. Bun. Asta înseamnă că am parcurs matricea de la elementul 0, 0 la elementul de jos din dreapta. 5, 5. Ok. Și asta facem următoarea chestie. Dacă first de row index, adică din prima matrice, de pe toate pozițiile, column index, elementul ăsta este mai mare decât first maximum, care inițial e 0, atunci first maximum o să ia valoarea poziției noastre. Ok? Adică, dacă am ajuns pe o poziție care are, în matrice, care are o valoare mai mare decât maximul nostru, care inițial e 0, atunci înseamnă că am găsit acolo un număr care e mai mare decât al nostru. Iar la final, când am parcurs toată matricea, în first maximum, o să avem cea mai mare valoare din matricea noastră. Da? Bun. Așa. Asta o să fost pentru prima matrice. Pentru a doua matrice. Dacă second de row index, column index, este mai mare decât second maximum, și cu un singur for, după cum vedeți, le parcurgem pe amândouă, deoarece au aceeași dimensiune și n-are sens să am două blocuri de câte două for-uri ca să parcurg fiecare matrice în parte. Așa. Second maximum, o să ia valoarea lui second de row index și column index. Ok. Bun.
până acum, hai să vedem exact cum funcționează treaba asta. Și acum să înrulez programul până aici. După cum vedeți, de fiecare dată când facem o chestie în care nu neapărat avem încredere sau nu e destul de complicat de înțeles, mai bine spunem un breakpoint, rulăm un debug și vedem exact aici în watches ce se întâmplă. Bun, deci pe noi ne interesează în primul rând ce se întâmplă cu first maximum și ce se întâmplă cu second maximum. Opa. Așa. Deci pentru first maximum ar trebui să fie 6 și pentru second maximum ar trebui să fie la fel tot 6. Bun. Să rulăm cu effort-urile pas cu pas. Și atunci first de row index, max index, de row index, column index o să fie 1. Bineînțeles că first maximum o să fie 0, deci first maximum o să fie 1. Iar dincolo o să fie tot 1. După care, să vedem. Aici o să fie 2. O să fie minus 1, nu ne interesează. 3. Deci first max, primul maxim care a fost găsit, a fost găsit aici. Ok. Mai mergem și... principiu, până acum 5. 5 în primul, 5 în al doilea. 6 în al doilea, 6 în primul. Așa. Ok, și acum parcurgem destul de mult, mergem și pe patra, suntem pe patra linie, pe cincea linie. Ok, bun, și aici vedem first 6, maximum 6, deci am determinat bine maximum din din fiecare matrice. Ok. După care o să ne inițializăm un array, first array și second array. Așa. Da, o să declarăm, noi inițializăm. Așa. Bun. Deci asta o să fie de first maximum și asta o să fie de second maximum. Facem asta în condițiile în care maximum din primul s-ar putea să fie mai mare decât maximum al doilea sau invers. Deci nu, e un caz fericit acum că l-am două să nimerit 6, dar dacă, de exemplu, elementul major din prima era 8, atunci primul array trebuia să aibă 8 elemente și atunci, parcurgând matricea, să verificăm dacă indexul acela a crescut sau nu. Ok, ca să înțelegem mai clar ce vreau să zic eu acum, o să scriem cod și o să rulăm un debug și să vedem. Bun. Deci, în prima fază avem ambele array-uri. Acum trebuie să mai parcurgem o dată matricea. E foarte important să scriem chestia asta de cât mai multe ori. Este o chestie care se numește kata. Să tot trebuie să scrii o bucată de cod până când îți intră în reflex, fără să mai stai să te gândești la ea. E o practică interesantă. Ok. Bun, și atunci parcurgem aici matricea. Pe linii și pe coloane. Ups. Mai mic decât 6, column index plus plus, ok. Bun, și acum, o să avem așa. Pentru first de row index, column index, o să ne ducem în array-ul nostru, în first array, de exemplu, și atunci o să vedem așa. Deci, first array, adică în first array, pe poziția, și aici, poziția asta o să fie dată de valoarea din matricea mea a elementului curent, adică în first de column index, sau hai să luăm altfel, o să facem un first matrix current. O să declarăm o variabilă
first matrix current element, care o să fie first row index și column index. Așa. Și la fel o să facem un second matrix current element, care o să fie second the row index column index. Ok. Deci avem elementul curent în ambele matrici. Da? Și atunci, în first array, pentru first matrix current element, adică dacă, de exemplu, aici elementul, cum vedeți aici, e 1, da? Atunci în array-ul meu o să cresc valoarea cu 1. Da? Bun. Sau, să scriem ca să înțelegem mai simplu, aici o să punem valoarea care exista plus 1. Da? Bun. La fel o să facem și în second matrix, în second array. Second array, de pe poziția second matrix current element, o să fie second array. Așa. Și second matrix current element plus plus. Bun. Știu că chestia asta poate să fie momentan destul de greu de înțeles, așa că o să pun debugger-ul aici și o să vedem ce vreau să zic și cum am abordat problema. Bun. O să ne uităm. O să ne interesează în primul rând first array-ul și second array-ul. Deci, în prima fază, astea sunt toate 0, da? Bun. După care, first matrix current element. Asta o să-l vedem aici, în stânga. First matrix current element, second matrix current element. Da, deci o să fie 1, 1. Și acum, pe first array, pentru poziția 1, o să crească valoarea. Sau nu? Ok. După cum vedem, nu se întâmplă nimic. Da? Bun. Și atunci să vedem de ce nu se întâmplă. Adică, în first element, pe first matrix current element, care aici e cazul de 2. Așa. First element first array o să fie 0 și first array plus plus să fie tot 0. Bun, deci aici este o problemă. Uite, am găsit problema așa de simplu. Bun. Să vedem acum dacă asta a fost problema. Bun. Deci te interesează first array și second array. Ok. Și acum, în first array, bineînțeles, este 1, adică am găsit un element de valoarea 1 în matricea noastră. Acum, o să ne uităm aici. Am găsit un element de valoare 2. Acum, first matrix e minus 1 și avem un crash. Și să vedem ce s-a întâmplat. Adică să... aplicația a crăpat. Dacă ori și rulăm să vedem exact care e problema, o să ne zic că reindex out of bound minus 1. Și acum ne întrebăm de ce totuși a fost chestia asta. Păi, dacă ne uităm aici, în first array și în second array, noi verificăm fiecare element. Da? Dar avem și elemente cu minus 1 pentru pozițiile unde nu avem elemente. Adică în matrici unde nu avem o valoare, avem minus 1. Și atunci, o să trebuiască să verificăm de fiecare dată dacă... Așa.
if bucata asta, nu, adică dacă first matrix current element este diferit de minus 1, doar atunci avem un element, și afel și aici, second matrix current element diferit de minus 1. De ce nu le-am pus astea amândouă în bloc? Pentru că s-ar putea ca first matrix current element să fie minus 1 și al doilea, adică second matrix current element, să nu fie minus 1. Asta se întâmplă în cazul în care avem matrici de lungimi diferite. Da? Adică dacă au mai multe linii, mai multe linii coloane diferite. Ok, o să mai rulez o dată problema. Ok, first matrix current element, mă interesează first array și second array. Bun, să vedem aici. Mergem, percurgem. Așa, au găsit un 3. Au găsit două elemente de 2, 2 de 3. 1 de 4, 1 de 5. Și dacă ne uităm aici în asta, există și un element de 6. Problema pe care o vedem deja aici, că nu aveam 6 elemente. Da? Deci ar fi bine să mergem până la 6 inclusiv. Și atunci, asta înseamnă mai mic decât 7. Bun. De ce nu aveam decât 5 elemente când maximum a fost așa? Pentru că aici trebuie să mergem inclusiv până la... Nu. Să vedem. Deci first array avea 5 elemente. Ok, deci mergem de la 0 la 5. Array-ul nostru mergea de la 0 la 5. Puteți să mai rulem o dată proiectul că... Opa. Array index out of bound 6. Bun, deci la fel cum așteptam. Să vedem de ce e 6. Deci first array merge de la 0 la 5. Aici era ok așa. Însă, first array trebuie să meargă de la 0 la 6 și first maximum e 6. Da? Însă, să declarăm aici așa, din cauza indexilor. Bun, acum avem first array. Merge de la 0 la 6. Bun. Deci e ok. Adică trebuie să avem tot timpul și ultima poziție available. Așa. Și o să vedem ce se întâmplă pentru... Așa, parcă tu parcurgem matricea. Cu F9 o să dau din breakpoint în breakpoint. Ok. Se pare că a trecut ok. Bun. Și acum, o să parcurg o să parcurg primul first array și o să printez toate elementele ca să vedem exact ce am zis. Mic decât first array punct length first index plus plus. Și așa să-i printez toate elementele. Punct out. Punct print. First array de index. Și la care o să adaug și un spațiu. Ok. Și la fel o să fac și pentru... Opa. La fel o să fac și pentru second array. Aici o să punem un system.out.println. Ok.
Deci o să-mi trebuiască din second array. Așa, din second array. Bun, și să vedem acum ce printăm. Deci avem 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Bun. Asta înseamnă că a găsit 0 elemente de 0, 1 element de 1, 2 elemente de 2, 2 elemente de 3, 1 element de 4, 1 element de 5, 1 element de 6. Da? Pare ok. Matricele, după cum le-am făcut, au aceleași număr de elemente. Și atunci problema noastră trebuie să pună true sau false. Adică, asta să le comentăm, că le-am pus numai ca să vedem. Alesă. Ok. Și atunci o să avem un system.out.print. Rezultatul este. Așa. Și aici o să ne luăm o variabilă booleană. If matrix have the same value. Ce înseamnă să aibă aceleași valori? Înseamnă că astea două array-uri trebuie să fie egale. Da? Adică avem același număr de 0, același număr de 1, același număr de 2, același număr de 3 și așa mai departe. Da? Deci fiecare index o să fie o valoare pe care noi urmărim. Ok. Deci o să mergem de la... Ok. Acum... Astea două array-uri s-ar putea să aibă mărimi diferite, da? Și atunci o să încercăm să găsim în prima fază dacă ele au mărimi diferite, înseamnă că nu ceva nu e ok, dar o să parcurgem array-urile până la cel mai mare, da? Până la cel mai maxim, adică dacă primul array are 2 elemente și următorul element are 4 elemente, o să mergem de la 0 la 4, ca să putem verifica, ok? Și atunci o să ne determinăm un maximum array length, care să ia valoarea 0 în prima fază, și atunci if first maximum e mai mare decât second maximum, mai mare sau egal, să spunem egal, atunci maximum array length o să ia valoarea de first maximum, că este cel mai mare, else o să fie lui maximum second maximum. Da? Și atunci în maximum array length o să avem maximum dintre array-urile astea, o să ne declarăm și variabila booleană R matrix the same length the same nu o să ne declarăm ok, care ia valoarea true, presupune la început că true, ok, după care o să ne luăm un index care o să meargă de la 0 int index care o să meargă de la 0 la maximum array length, adică index mai mic decât maximum array length. Așa. Și index plus plus. Bun. Ok. Și avem așa. If first array. Nu. If index mai mic, adică decât first array. Length. Adică dacă avem, n-am ajuns la sfârșitul primului array, așa, și index mai mic decât second maximum array, sau nu? Nu. Să vedem așa, facem un pic altfel, după cum am gândit prima dată. Ok, să vedem cum să punem condiția asta. Deci, dacă avem o poziție în array pentru indexul ăsta, adică dacă indexul e mai mic decât first
the length. Length. Sau. Dacă e mai mic decât first length. Ok, mergem până la sfârșit. Ce se întâmplă dacă e mai mic decât first length? Păi verificăm dacă indexul. Deci dacă e mai mic decât first length sau mai mic decât second length. Mă gândesc acum că am putea declara amândouă array-urile astea două să aibă aceeași dimensiune, oricum index și o să fie diferiți acolo unde ne interesează. Așa, deci dacă ne mergem aici, cred că ar fi mai eficient și te înțelegi, te urmărit. Ok, deci first maximum. Așa facem, da. Și atunci ne căutăm first maximum și second maximum. Le-am găsit, vedem care e maximul dintre ele. Și atunci array-urile le declarăm cu maximul ăsta. Deci dacă să fie de dimensiune egale, plus 1. Ok, bun. Și atunci, aici o să fie de aceleași dimensiuni. Și o să mergem până la maximum array. Și if first array de index diferit de second array de index, adică dacă avem două index cu număr de apariții de valori diferite, înseamnă că matricele nu mai sunt egale, deci ok, a valoarea fals, și aici putem să folosim break-ul, pentru că nu mai are sens să continuăm, oricum, odată ce e false, that's it. Și atunci o să facem un system.out.print în care o să punem valoarea de ok. Bun, să vedem cum merge treaba asta. Aici trebuie și un system.out.println ca să ne punem probleme. Rezultatul este true. Da? Asta să-l punem înainte. Așa. Deci rezultatul este true din cauza că matricele conține aceleași număr de elemente, dar dacă mergem în prima matrice și înlocuim 6-le cu 7, aici, rezultatul este false, deoarece, vedeți, nu avem niciun 6 în prima matrice, dar avem un 7. Și în a doua matrice avem un 6 și nu avem niciun 7. Bun, asta este problema 3, iar problema 4 pentru rămâne ca și temă pentru acasă. Ok, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Să aveți o zi de 10. Salut!